Conform teoriei atașamentului, felul în care părinții îl iubesc pe copil când este mic devine felul în care copilul va iubi atunci când va fi mare. Am avut părinți care m-au iubit, dar care n-au știut sau n-au putut să-mi arate întotdeauna. Mama mea cel puțin n-a putut să-mi arate iubirea pentru că pe la 2 ani tatăl meu m-a luat cu forța de acasă, pe ascuns, m-a dus la bunica mea și m-a lăsat acolo cam vreo 4 ani de zile. Iar când am venit acasă pe la 6 ani, tatăl meu, fiire foarte autoritară, a vrut să facă bărbat din mine și atunci când vedea că vreau să vorbesc cu mama, să mă joc cu mama, să stau în brațele mamei, totdeauna auzeam din gura lui vorba asta: hai, pleacă de lângă fusta lumea ta. Și a vrut să mă facă bărbat. Nu mi-aduc aminte să fi zis vreodată că mă iubește, nu mi-aduc aminte să mă fi ținut în brațe, nu mi-aduc aminte să se fi jucat cu mine. Tot ce mi-aduc aminte a fost critica lui, certurile, scandalurile și încercarea lui de a mă face bărbat. Și uite așa, puțin câte puțin, în mintea mea s-a așezat o convingere inconștientă ca majoritatea convingerilor, și anume, relațiile de apropiere cu cei pe care tu îi iubești nu sunt foarte sigure. Mai devreme sau mai târziu ei te vor face să suferi, te vor înstrăina, te vor respinge. Tu nu te poți baza pe ei, prin urmare bazează-te pe tine. Și dacă cumva ajungi în situația în care ei te-ar putea respinge, mai bine retrage-te tu decât să te respingă ei. Și uite așa, cu mentalitatea asta am intrat în relația de cuplu cu soția mea, Oana, și dacă ajungeam în vreo situație în care eu mă simțeam judecat, criticat, poate puțin respins de către ea, imediat făceam proiecții. Dacă tata și mama m-au respins și soția mea mă respinge. Aha, deci tu faci asta, bine, lasă că nu o să-ți mai dau ocazia să mă respingi tu. Și atunci, automat, fără să-mi propun, pur și simplu mă simțeam în lumea mea, în carapacea mea, deveneam indisponibil emoțional. 5, 7, 10 zile, pur și simplu nu avea cu cine să vorbească soția mea, pentru că eu stăteam acolo retras, eram un pasiv-agresiv care voiam să mă apăr de respingerea pe care o simțeam din partea soției mele. Și uite așa, stăteam acolo, nu vorbeam, o ignoram pe Oana. Pentru ea păream foarte rece, păream distant, păream nepăsător și mai mult făcea proiecția asupra mea că așa cum tatăl ei a părăsit-o pe ea la 9 ani, tot așa eu o să o părăsesc. Așa interpreta distanțarea asta a mea. Și situația asta nu era neplăcută doar pentru Ana, care plângea și suferea foarte mult în interior, ci era foarte, foarte neplăcută și pentru mine, pentru că unul din visurile vieții mele pe care l-am avut întotdeauna de când mă știu eu, de la 10 ani până în momentul de față, a fost să am o familie faină. Și ceea ce se întâmpla între noi nu corespundea cu visul ăsta. Așadar, întrebarea care venea mereu în mintea mea era: cum pot să fac pe Ana fericită? Cum mă pot înțelege cu Ana? Și singura soluție pe care eu am găsit-o, și sunt foarte recunoscător că a existat soluția asta, a fost să învăț despre psihologia relațiilor, ce anume ne blochează comunicarea, ce anume ne face să ne distanțăm, de ce ne este atât de greu să revenim înapoi în relațiile noastre. M-am preocupat de subiectul ăsta, ce ar trebui să fac eu sau partenerul meu încât să pot să devin mai ușor disponibil emoțional după o supărare de genul ăsta. Așadar, educația a fost salvatoare pentru noi și relația noastră, pentru că educându-ne și citind constant am ajuns în starea în care să ne simțim în siguranță emoțională deplină în relație, putem să vorbim deschis despre orice subiect fără să ne mai simțim respinși, disprețuiți, judecați. În momentul ăsta nu mai simt nevoia să mă retrag vreodată, să fiu în lumea mea, pentru că în relația cu soția mea mă simt deplin acceptat, mă simt înțeles, pot să fiu vulnerabil în fața ei, fără să mă mai simt judecat, fără să mă mai simt pus la colț. Pentru mine, în momentul ăsta, soția mea este cea mai bună prietenă pe care am avut-o vreodată. Nimeni pe pământul ăsta nu a mai fost sau nu, cu nimeni n-am mai avut o astfel de relație. Pentru mine Oana este persoana cea mai de încredere, este persoana pe care mă pot baza, este persoana despre care pot spune cu certitudine că vrea binele ei, binele meu și binele relației. Am încrederea asta că
Orice i-aș spune, orice i-aș spune despre ce gândesc, despre ce simt, despre ce îmi doresc, este bine primit, este conținut de către ea și lucrul ăsta mă face să mă simt atât de fain în relația asta. Și mă bucur că lucrurile astea sunt reciproce și ea simte același lucru. Și ce vreau să vă spun este că educația pentru noi a fost salvatoare. Ei bine, toate lucrurile astea care ne-au ajutat pe noi, toate aceste principii, le-am pus într-un webinar gratuit la care te invit și pe tine. Dacă ești într-o situație în care nu comunici foarte bine cu partenerul tău sau lui îi este greu să comunice cu tine, vreau să știi că există soluții. De aceea te invit la acest webinar gratuit să afli care sunt acele principii care vă pot îmbunătăți comunicarea în relația voastră. Dă click pe linkul din descriere, înscrie-te la webinar și hai să ne vedem cu bine!